Salutare hudinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Brookhaven. Astăzi o să zburăm pe lună. Tocmai ce m-am urcat într-o rachetă care mă va duce exact pe lună. Nu e o rachetă, însă este un elicopter care poate fi folosit ca o rachetă, frate. Ia uitați-vă cât de departe sunt eu de Brookhaven. Deja aproape că nu se mai vede și dacă bag viteză și mai mare, cred că o să dispară Brookhaven-ul de pe hartă. Mamă, că nici nu mai pot să mă mai întorc la viteza asta. Ok, e super, super ciudat. Mamă, abia pot să mă uit în spate. Băi, dar fii atent cât de mic este Brookhaven-ul. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, pentru că astăzi vom vorbi despre ceva super, super interesant și să rămâneți până la finalul episodului, pentru că o să vă intereseze cu siguranță. Mama mia, ia uite-te cât de în spate am lăsat Brookhaven-ul și mai pot să-i mai dau viteză. Deci viteza maximă este 79, dar la viteza asta abia mai pot să mai întorc camera. Băi, cât de interesant ar fi să se adauge rachete pe Roblox Brookhaven. Uitați-vă și voi cât de șmecher ar fi să poți să zbori de pe planeta asta și să te duci pe o altă planetă cu totul nouă. Mamă, aproape că nu se mai vede Brookhaven-ul deloc. Și ce pot eu să observ e faptul că Brookhaven-ul este pe o planetă rotundă. Deci se poate observa faptul că această planetă este rotundă. Și oare ce se întâmplă dacă sar din elicopter? Holy moly, ia uite-te unde ajung. O să cad de pe hartă. Oh, nu, și m-am dus jos de tot și m-au omorât. Mama mia, ok, cred că mă resetează. Da, băi, m-a resetat. Cât de șmecher ar fi să existe rachete pe Roblox Brookhaven? Vreau să scrieți acolo în comentarii dacă ați vrea să se adauge rachetele, să avem rachete adevărate pe Brookhaven. Mie mi s-ar părea super, super interesant și de asemenea am putea să căutăm și un loc unde ar putea fi adăugate. Hai să punem viteza 45. Am putea, de exemplu, să ne gândim că rachetele ar putea fi adăugate undeva în partea aceasta, pentru că mai avem niște loc liber. Uite, chiar aici, de exemplu, în spațiul acesta ar putea fi adăugată o rachetă. Sau stai puțin, am o idee și mai bună. Poate s-ar putea adăuga o rachetă la aeroport, pentru că acolo deja există un avion și mai este o grămadă de zonă liberă, da? Deci avem acolo o zonă liberă imensă unde mai pot fi adăugate chestii noi. Sau poate ar putea fi făcut un update la aeroport și să fie adăugate mai multe avioane. Ar fi și aceasta o teorie care s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat. Deci avem aici acest avion care am înțeles că a fost schimbat. În trecut era un avion mai gigantic și acum a fost introdus un avion mai mic. De ce s-a făcut această schimbare? Eu cred că s-a făcut din cauza faptului că Brookhaven-ul nu este un oraș gigantic. Este un oraș destul de mic, adică un orășel, și din cauza aceasta presupun că developerul s-a gândit să pună un avion mai mic și astfel avionul din spate, spatele meu, o să ducă mai puțină lume, pentru că nu există atât de multă lume în Brookhaven. Și ia uitați-vă aici cât spațiu gol. S-ar putea introduce o rachetă chiar în acest spațiu unde nu este nimic în momentul de față. Să-mi scrieți voi în comentarii dacă vi s-ar părea acesta un loc bun pentru o rachetă. Și mi se pare super interesant pentru că deja există jobul de astronaut. Hai să-l căutăm aici la joburi. Deci de asta cred eu că în viitorul apropiat se va introduce o rachetă să poți zbura din Brookhaven, poate chiar să te duci pe o altă planetă, cine știe. Ar trebui să fie pe undeva pe aici, stai așa să îl căutăm. Sunt foarte, foarte multe joburi, așadar o să-mi ia ceva timp să îl găsesc. Poate e mai spre final sau ceva de genul ăsta. A, uite-l chiar aici. Deci avem
jobul de astronaut. Și pe lângă asta există și un costum de astronaut, frate. Stai așa să-mi iau camera de filmat să mă filmez când mă transform în astronaut. Și hai să căutăm costumul care ar trebui să fie undeva aici. Prima dată o să mă uit la costume, poate l-avem pus chiar aici, dar uite-l bă. Mamă, deci avem costumul de astronaut și pot să-mi iau și o cască ca să fie costumul complet. Băi, cât de șmecher arată. Aș putea să-mi pun mai degrabă această lanternă, așa, ca să mă văd mai bine. Băi, e prea tare acest costum de astronaut. Și acum vreau să vă mai arăt ceva, hodinașilor, pentru că mi se pare foarte, foarte șmecher. Putem undeva în Brookhaven să simulăm faptul că am putea fi pe o altă planetă. E ca și cum ai merge pe lună. Aiden Lee Wolf. Și dacă scriem așa, practic putem să plutim, da? E ca și cum ai fi pe o altă planetă, să zicem. Însă mai există un loc despre care vă spuneam înainte, în care trebuie să mergem cu siguranță. Și pentru asta o să iau bicicleta și o să vă duc exact acolo, pentru că este locul în care poți simula că ai ajuns pe o altă planetă, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Și locul acesta există de mai mult timp pe Roblox Brookhaven. S-ar putea ca unii dintre voi să nu-l știți, așadar o să vi-l arăt acum. Se află chiar la spital. Cine s-ar fi gândit că se află acest loc secret la spital? Și ca să ajungi în acest loc, trebuie să mergi, desigur, în sala cu raze X, da? Deci trebuie să mergem la razele X, pentru că acolo există camera secretă. Înainte să mă duc, trebuie să verific ceva. Trebuie să verific dacă sunt ok, frate. Așadar, o să intru aici la razele X și acum intră razele prin corpul meu. Sper să nu se întâmple ceva, frate, cu mine. Sper că totul e bine. Ok, ia să ne uităm pe radiografie. Băi, îmi zice ca și cum aș avea ceva. E minciună, frate. Nu am nimic, mă simt super, super bine. Cred că aparatul acesta este stricat. Hai să mă duc în camera secretă, pentru că aici pot să ajung în locul de care vă spuneam. Și ca să fac asta trebuie să scot lanterna. Iar dacă ne uităm, sub această masă avem un buton secret. Și dacă apăs pe buton, ajung în această cameră și practic sunt sub apă. Însă dacă ies de sub apă, acum pot să plutesc, frate. Ia uite-te, sunt exact ca și cum aș merge pe o altă planetă. Gravitația este schimbată, pot să mă plimb pe aici fără nicio problemă și zici că sunt într-o lume nouă. Cam așa ar arăta cu siguranță o altă planetă dacă ar fi introdusă pe Roblox Brookhaven. Probabil ceva de genul ăsta. Te-ai putea plimba, aparent doar apa te trage în jos. Dacă ești în apă, poți să mergi liniștit, dar dacă te ridici un pic din această încăpere, se întâmplă asta. Efectiv, plutești. Gravitația este 100% alta. Acesta este locul care seamănă cel mai mult cu o altă planetă, după cum vă spuneam. Așadar, mie mi se pare super, super șmecher că poți să testezi cum ar fi dacă te-ai duce pe o altă planetă. Cum ar fi dacă gravitația ar fi alta? Să nu uitați să rupeți butonașul de like, hodinașilor, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și de asemenea să-mi scrieți în comentarii ce credeți voi. Se va introduce un nou update cu o rachetă pe Brookhaven sau nu? Vreau să văd acolo părerea voastră, pentru că eu cred că va fi introdusă racheta în următoarele update-uri. Pa, pa! Iar noi ne revedem ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Zbai!